Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ocazie în care să discutăm despre ceea ce crede, despre ceea ce învață și despre modul în care se închină o biserică luterană confesională. Iată-ne din nou împreună, după o absență de aproximativ 2 săptămâni, timp în care am avut privilegiul să mă întâlnesc în Grecia cu toți misionarii și cu echipa care conduce misiunea Bisericii Luterane Sinodul Missourii în regiunea Eurasia. Port cu mine călduroase saluturi, îmbrățișări frățești și multă iubire din partea tuturor acestor oameni care se investesc în proclamarea Evangheliei în zona Europei și în zona Asiei. Cu ocazia acestei înregistrări doresc să vă vorbesc despre un subiect foarte important și anume despre subiectul biserică. Cum înțelege biserica teologia luterană confesională? Rămânem așadar împreună pentru un nou episod din ciclul Bine ați venit în Biserica Luterană Confesională. Sunt Reverend Sorin Horia Trifa și cu această ocazie vă spun bine ați venit în biserica noastră. Atunci când vorbim despre teologia luterană confesională, aceasta nu poate fi niciodată separată de biserică. Teologia este și trebuie să fie mereu și mereu unită cu biserica, deoarece teologia este un produs al bisericii, ci nu biserica un produs al teologiei. De aceea, pentru un luteran confesional, este deosebit de important să înțeleagă corect învățătura despre biserică și despre rolul pe care biserica îl joacă în viața de credință și în mântuirea omului. În creștinismul evului mediu târziu, mai precis în contextul în care s-a născut și s-a dezvoltat reforma luterană, instituția bisericii juca un rol cu totul special, un rol central în societatea pe care o controla prin diverse legi și pentru care media înaintea lui Dumnezeu în vederea mântuirii. Încă înainte de izbunia controversei pe marginea indulgențelor, Martin Luther își manifesta îngrijorarea cu privire la faptul că biserica nu aducea niciun fel de confort spiritual creștinului într-un context istoric, politic, economic și social deosebit de tulbure. Acest lucru s-a întâmplat sau se întâmpla deoarece biserica în evul mediu târziu se deconectase de la predicarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinul din evul mediu târziu se confrunta cu o întrebare crucială, iar această întrebare era următoarea. Cine mă poate asigura de faptul că sunt în harul lui Dumnezeu în vederea mântuirii? În răspunsul oferit la această întrebare, Martin Luther s-a îndepărtat de sistemul teologic medieval și a făcut trimitere la promisiunile Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, Martin Luther a definit biserica în relația sa cu Evanghelia lui Hristos, ci nu în relație cu oficiul roman, respectiv cu organizarea și cu structura ecleziastică, așa cum acestea au fost dezvoltate de către papalitate. Pentru Martin Luther, biserica exista oriunde era predicată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Această idee specială s-a dezvoltat în cadrul unui răspuns pe care Martin Luther l-a formulat în anul 1520 la adresa lui Augustin Avel și pe care îl găsim apoi publicat în lucrarea cu privire la slujire, lucrare publicată de către Martin Luther în anul 1523. În această lucrare, Martin Luther definește biserica creștină
ca fiind născută sau creată din cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar nașterea bisericii vine din cuvânt, ci, în opinia lui Martin Luther, însăși existența ei ulterioară este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, în anul 1539, Martin Luther a dedicat învățăturii despre biserică un întreg tratat care a primit numele Despre Concilii și Biserică. Un tratat din care putem înțelege modul în care Martin Luther preda învățătura despre biserică într-un moment de maturizare completă din punct de vedere teologic, fundamentat pe diversele controverse teologice la care reformatorul de la Wittenberg a fost expus de-a lungul carierei sale de reformator. Martin Luther a înțeles biserica creștină ca fiind o comuniune spirituală. Prima definiție pe care Luther o dă termenului spiritual apare în prelegerile sale la psalmi, prelegeri pe care le-a ținut în perioada 1513-1515. În cadrul acestor prelegeri teologice, Martin Luther definea biserica drept o adunare a unor oameni credincioși în care Hristos este prezent mai degrabă prin credință decât prin fapte de iubire sau caritate. Credința este astfel fundamentul vieții spirituale, iar această credință poate exista în orice comunitate cu condiția ca ea să fie hrănită din cuvântul lui Dumnezeu, mai precis, din promisiunile Evangheliei lui Hristos. Martin Luther a articulat această înțelegere în controversa sa cu Jerome M. Zell. Astfel, în lucrarea sa din anul 1520, lucrare intitulată Discurs către nobilimea germană, o lucrare care se găsește tradusă și în limba română, Martin Luther contrazicea ideea conform căreia în creștinism ar exista o clasă socială spirituală și una lumească, afirmând faptul că toți creștinii sunt spirituali și toți creștinii sunt preoți prin sacramentul Sfântului Botez, prin promisiunea Evangheliei și prin credință, după cum spune Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă la capitolul 2, de unde citez. Voi sunteți o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu ca să vestiți faptele mărețe ale celui care va chema din întuneric la minunata sa lumină. Închei citatul. Jerome M. Zell folosea cu insistență cuvintele Sfântului Apostol Paul, care spun în 2 Corinteni, capitolul 3, astfel. Ne-a făcut în stare să fim slujitori ai noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide pe când Duhul dă viață. M. Zell folosea acest verset pentru a susține faptul că în înțelegerea Evangheliei lui Hristos, noi nu trebuie să urmăm înțelesul pur literar, ci trebuie să mergem în căutarea sensului alegoric. Acestui fapt, Martin Luther îi răspunde afirmând faptul că există în modul cel mai evident o înțelegere gramatical-istorică a Scripturii, adică un sens literar-istoric, iar Sfântul Apostol Paul face referire în textul din a doua sa epistolă către Corinte la distinția dintre lege și Evanghelie. Anume la faptul că noul legământ este fundamentat pe promisiunea Evangheliei, ci nu este fundamentat pe poruncile legii. Cei mai mulți dintre cercetătorii teologiei lui Martin Luther
vor afirma faptul că teologia sa cu privire la biserică a cunoscut un moment de maturizare în anul 1523, odată cu apariția reformatorilor radicali din Elveția. Controversele cu Biserica Romano-Catolică, dar și noile controverse cu reformatorii elvețieni, l-au condus pe Martin Luther să pună un accent din ce în ce mai mare pe mijloacele externe prin care Duhul Sfânt lucrează, elemente cunoscute în teologia luterană sub numele de mijloacele Harului. Acest lucru nu l-a determinat pe Luther să abandoneze conceptul de biserică invizibilă, în dauna conceptului de biserică vizibilă, ci l-a determinat să continue să vorbească despre orientarea spirituală a bisericii. Astfel, în anul 1525, în lucrarea sa împotriva profeților cerești, Martin Luther analizează modul dublu în care Dumnezeu interacționează cu credincioșii. Un mod este unul extern și are loc prin proclamarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, adică prin predicarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, iar al doilea mod este unul intern, care are loc prin administrarea Sfintelor Sacramente. Aceste afirmații vin în contrast cu învățătura pe care o predica deja Andreas Karlstadt, care subordona predicarea Evangheliei și administrarea sacramentelor unei dispoziții spirituale interne ale credinciosului. Reformatorul Martin Luther accentua relația mutuală dintre Duhul Sfânt și Cuvânt, respectiv accentua afirmația conform căreia Duhul Sfânt lucrează exclusiv prin predicarea Cuvântului. În acest fel, înțelegerea pe care Martin Luther o avea cu privire la natura spirituală a bisericii era ca fiind o adunare împreună a celor credincioși în care Hristos însuși este prezent prin predicarea Evangheliei și prin administrarea sacramentelor, ci nu prin anumite experiențe personale pe care omul le trăiește la nivel emoțional, intelectual sau chiar corporal. Explicând cel de-al treilea articol al Crezului Apostolic în Catehismul Mare din anul 1529, Martin Luther definește comuniunea spirituală nu ca și când aceasta ar fi comuniunea unor preoți puși deoparte de către Dumnezeu prin hirotonire, așa cum Jerome M. Zer afirma, nici ca fiind o biserică invizibilă ale uneori inimi unite prin credință și nici ca fiind o lucrare pe care Duhul Sfânt o face în afara predicării cuvântului, așa cum predicau entuziaștii. Și el vorbește despre biserică ca fiind o mamă care începe să-și adune copiii prin predicarea Evangheliei pe care ei o înțeleg și de care se agață numai prin credință. Aduși astfel în Sfânta Biserică, creștinii primesc iertarea păcatelor, primesc o viață nouă și sunt așezați într-o comuniune spirituală, după cum găsim în secțiunea 42 a articolului despre crez în Catehismul Mare. Duhul Sfânt este cel care adună această turmă mică într-o singură credință sub călăuzirea lui Hristos și va continua să garanteze iertarea păcatelor prin biserică până la sfârșitul timpului. În ultimii săi ani, Martin Luther nu a abandonat acest concept care definea biserica drept o comunitate spirituală. Chiar dacă se observă faptul că reformatorul a început să pună un accent mai pronunțat pe apărarea ordinii și structurii bisericii, lucrul acesta fiind motivat de numeroasele controverse cu spiritualiștii. Spiritualiștii reprezentau acele grupări radicale care considerau faptul că Duhul Sfânt lucrează în mod direct cu credinciosul în afara cuvântului și în afara mijloacelor Harului. Sunt incluși în această categorie
reformații sau calvinii, dar și anabaptiștii împreună cu toți urmașii acestora. În lucrarea sa despre concilii și biserică, scrisă în anul 1539, lucrare despre care deja am amintit, Martin Luther explica biserica drept Sfântul Popor Creștin, deoarece acesta deținea principalul semn al bisericii, mai precis cuvântul lui Dumnezeu, și menținea cel mai important principiu hermeneutic, mai precis distinția dintre lege și Evanghelie. Spiritualiștii atacau toate aspectele exterioare ale mijloacelor harului, apa, pâinea, vinul și predicarea cuvântului, argumentând faptul că acestea nu pot aduce mântuire, ci doar Duhul Sfânt este acela care poate aduce mântuire. Împotriva spiritualiștilor, Martin Luther se ridică și afirmă faptul că luteranii cred că Dumnezeu sfințește în baza mijloacelor harului, nu pentru că aceste aspecte exterioare ar avea în sinea lor astfel de puteri, ci pentru că Dumnezeu a promis că va lucra prin aceste mijloace ale harului și a atașat promisiunea aceasta de aspectele exterioare ale mijloacelor harului. În anul 1539, Martin Luther enumera 7 semne care definesc adevărata biserică creștină. Printre acestea regăsim următoarele: Cuvântul lui Dumnezeu, Sacramentul Botezului, Sacramentul Euharistiei, Confesiunea și Absoluțiunea Păcatelor, Oficiul Pastoral, Rugăciunea, Închinarea publică adusă lui Dumnezeu și mulțumirea adusă lui Dumnezeu, respectiv crucea sau suferința creștinului de dragul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. În anul 1541, în lucrarea împotriva lui Hans Wurz, Martin Luther răspunde pretenției Bisericii Romano-Catolice ca fiind unica biserică adevărată. Iar reformatorul de la Wittenberg răspunde faptul că biserica adevărată se identifică nu prin denumirea ei, ci prin semnele prin care Duhul Sfânt lucrează, adică prin mijloacele harului. El răspunde astfel pretențiilor Bisericii Romano-Catolice, care susțineau faptul că Duhul Sfânt lucrează prin mijloacele externe care exclud prezența cuvântului lui Dumnezeu. Ecleziologia lui Martin Luther a fost una focusată pe Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, iar acest lucru este demonstrat de către articolele 7, respectiv 8, din Confesiunea Augustana sau Confesiunea de la Augsburg, scrisă în anul 1530, dar și din Apologia Confesiunii Augustana, scrisă de către Filip Melanchthon în anul 1531. Aceste două confesiuni de credință sunt normative pentru Biserica Luterană din secolul al XVI-lea, după cum foarte bine se știe deja, iar articolele 7 și 8 sunt la rândul lor normative pentru ecleziologia Bisericii Luterane. Articolul 7 din Confesiunea Augustană definește biserica drept adunarea celor credincioși în jurul predicării Evangheliei și în jurul administrării sacramentelor în acord cu instituirea lor de către Domnul nostru Iisus Hristos. Conform Confesiunii Augustană, aceste două caracteristici sunt suficiente pentru a avea unitate ecleziastică în biserica creștină. Păcătoșii și ipocriții sunt membrii nominale, adică membrii cu numele ai adevăratei biserici, însă nu sunt membrii reali, deoarece biserica adevărată este o comuniune a acelora care au inimile unite în baza unei mărturisiri de credință comune. Astfel, biserica adevărată manifestă o unitate a credinței, mai precis o unitate dogmatică, ci nu o unitate în ritualuri și ceremonii exterioare. Această unitate eclesiastică se manifestă cel mai evident la nivelul parohiilor locale. De aceea, confesiunile luterane din secolul al XVI-lea înțeleg faptul că unitatea este realizată doar acolo unde parohiile locale mărturisesc întru totul aceeași credință. Cu alte cuvinte,
au o dogmatică identică. De aceea Biserica Luterană îmbrățișează crezul de la Nicea, acolo unde Biserica este caracterizată ca fiind una, sfântă, universală sau catolică și apostolică. Mergând mai departe în istorie, ajungem la Ortodoxia Luterană și spune că o parte dintre teologii Ortodoxiei Luterane, în special aceia care l-au moștenit pe Filip Melanchthon, precum Johannes Andreas Kuenstadt, au preferat să pună accentul pe natura spirituală a bisericii și, folosind limbajul confesiunii augustana, au afirmat faptul că adevărata biserică, la modul propriu, este una invizibilă. În viziunea acestor teologi, biserica este adunarea celor aleși de Dumnezeu care există în mod invizibil în orice loc oamenii se adună în comun, în jurul predicării Evangheliei și în jurul administrării Sfintelor Sacramente. De asemenea, un alt lucru comun teologilor luterani din secolul al XVII-lea a fost acela de a vorbi despre biserica adevărată, respectiv despre biserica falsă. Distinția aceasta era aplicată bisericii vizibile și era făcută întotdeauna pe fundamente doctrinare. Această viziune i-a condus pe unii teologi târzii să afirme faptul că nicio biserică locală sau vizibilă nu s-ar putea identifica pe sine cu biserica adevărată, deoarece toate bisericile locale conțin în rândul lor ipocriți, aceștia din urmă nefiind partea bisericii adevărate, care este una invizibilă. Conform unor teologi luterani din secolul al XIX-lea, inclusiv Francis Piper, biserica adevărată este comunitatea invizibilă a celor aleși de către Dumnezeu, mai precis, suma totală a acelora în care, prin predicarea Evangheliei și prin administrarea sacramentelor, Duhul Sfânt a născut și întreține credința adevărată. Mișcarea pietistă din secolele 17-19 a susținut faptul că numai Dumnezeu este Cel care poate să cunoască credința unui om, deoarece numai Dumnezeu este Cel care cunoaște inima omului. Pentru mișcarea pietistă, mărturisirea dogmelor bisericii nu mai avea nici de cum un semn al credinței, deoarece doctrina bisericii nu mai era un semn al bisericii. Mișcarea pietistă a transformat credința într-o serie de sentimente și emoții care caracterizau viața omului. Aceste sentimente și emoții nu puteau fi exprimate de către om în exterior. Din acest motiv, biserica adevărată nu mai era identificată de către mișcarea pietistă cu adunarea celor credincioși în jurul predicării Evangheliei și a administrării Sfintelor Sacramente și nici nu mai era asociată cu mărturisirea unei credințe comune, adică a unor doctrine comune. Biserica adevărată era identificată de către mișcarea pietistă cu venirea împreună a unor oameni care manifestau sentimente și emoții speciale, care trăiau în conformitate cu un anumit cod etic și care participau împreună la diverse manifestări ale bisericii, precum ore de studiu biblic, ore de rugăciune, părtășite de mărturisire ale experiențelor spirituale și multe altele. Pornind de la pilda viei și a mlădițelor, mișcarea pietistă a pus un accent deosebit pe experimentarea comună a vieții spirituale în jurul unei manifestări a iubirii creștine față de Dumnezeu și față de restul oamenilor. Toate acestea, însă, excluzând doctrinele bisericii, care, din perspectivă pietistă, nu erau altceva decât obstacole în trăirea adevăratei credințe, o trăire care avea loc la nivelul sentimentelor și emoțiilor.
Sacramentele au primit de asemenea un rol secundar și neimportant în biserică, importanța acestora fiind aproape anulată datorită acceptării unei viziuni zwingliene sau calviniste asupra acestor mijloace ale harului. Datorită unei înțelegeri eronate a conceptului despre preoția tuturor credincioșilor, mișcarea pietistă mânată de sentimente anticlericale a desființat inclusiv oficiul pastoral, desființând astfel aproape în totalitate înțelegerea luterană din secolul al XVI-lea cu privire la biserică. Majoritatea convârșitoare a bisericilor neoprotestante din prezent, inclusiv a unor biserici care se declară ca fiind protestante, sunt biserici care urmează drumul deschis și pavat de către mișcarea pietistă, promovând în prezent exact aceleași valori spirituale, motiv pentru care este mult mai corect să afirmăm faptul că aceste biserici și-au originea spirituală în mișcarea pietistă, ci nu în reforma din secolul al XVI-lea, chiar dacă aceste biserici acceptă unele dintre învățăturile fundamentale pe care reforma luterană le-a predat la rândul ei. Ecleziologia luterană din secolul 20 include două traiectorii semnificative. Prima traiectorie este fundamentată pe ideea că biserica este o creație a Cuvântului lui Dumnezeu care se identifică drept un adevărat eveniment al acestei lumi. Această traiectorie a pornit de la Martin Luther și de la Philippe Melanchthon, care vedeau biserica drept un eveniment care se manifestă în predicarea Evangheliei și în administrarea sacramentelor. Această traiectorie este deseori întâlnită în scrierile teologilor luterani confesionali din secolul 20. Există însă și teologi care, luterani, care influențează filozofia liberală, au văzut biserica nu ca pe o comunitate care mărturisea o credință comună în toate aspectele doctrinare, precum o vedea reforma luterană din secolul al XVI-lea, ci mai degrabă ca pe o convocare a tuturor creștinilor, o convocare fundamentată pe mărturisirea unui Dumnezeu trinitar. Aceasta de altfel este cea de-a doua tendință eclesiologică întâlnită în cadrul bisericilor luterane din secolul 20. Această tendință a fost influențată masiv de tendințele ecumenice generale manifestate în creștinismul postmodern, devenind astfel poziția adoptată de către Federația Luterană Mondială. În viziunea Federației Luterane Mondiale, biserica este comuniunea celora care mărturisesc existența unui Dumnezeu trinitar și care sunt astfel în comuniune de anvon și de altar. Astfel, bisericile luterane care formează Federația Luterană Mondială au acceptat comuniunea deplină cu alte biserici care mărturisesc un Dumnezeu trinitar, precum bisericile reformate sau calvine, biserica anglicană, biserici presbiteriene, biserici metodiste, biserici neoprotestante și, în cele din urmă, după cum știm, începând cu anul 1997, cu Biserica Romano-Catolică. Singura condiție acceptată pentru comuniunea deplină era ca aceste biserici să mărturisească împreună un Dumnezeu trinitar. Bisericile luterane confesionale au rămas credincioase eclesiologiei bisericii luterane din secolul al XVI-lea. Biserica este întemeiată de Cuvântul lui Dumnezeu și reprezintă adunarea tuturor acelora care mărturisesc aceeași credință în toate aspectele ei doctrinare. Biserica adevărată este cea în care este predicat Cuvântul lui Dumnezeu, adică doctrinele predicate de către Domnul nostru Iisus Hristos la rândul Lui, și unde Sfintele Sacramente sunt administrate în conformitate cu instituirea lor de către Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, biserica este comunitatea vizibilă în care cei credincioși sunt încorporați de către Duhul Sfânt în mod sacramental prin mijloacele Harului și care se adună în jurul Evangheliei și în jurul altarului.
De aceea, de agimii bisericii luterane, confesiunea e practic o împărtășire închisă a sacramentului Euharistiei, asemenea bisericii apostolice, asemenea bisericii post-apostolice și asemenea bisericii luterane din secolul al XVI-lea, deoarece comuniunea ecleziastică este fundamentată pe doctrine în totalitatea lor, ci nu doar pe părți doctrinare, cum ar fi învățătura despre Dumnezeul Trinitarian sau Dumnezeul Trinitar, sau pe manifestări exterioare de credință. Dragii mei, mă bucur că am avut din nou ocazia să discutăm despre ceea ce crede, despre ceea ce învață și despre cum se închină o biserică luterană confesională. Ca să cunoașteți însă în mod deplin Biserica Luterană Confesională, noi vă invităm să participați la celebrarea liturghiei în parohiile noastre din București, în parohia noastră din Brașov, în parohia noastră din Suceava, dar și în parohia noastră din Chișinău. Astfel veți avea ocazia să cunoașteți personal toate aceste lucruri și să înțelegeți ceea ce înseamnă expresia lex orandi, lex credendi, adică ne închinăm exact așa cum credem. Vă las în mâna Domnului nostru Iisus Hristos până data viitoare, când vreau să discutăm un alt subiect foarte important. Până atunci, pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.